Vă invit cu respect să stăm ridicați și să ascultăm cuvântul Domnului din Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 4 până la versetul 9. Pagina 198 în Scripturi. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi plecat în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Suntem în dimineața aceasta în Casa Domnului la o zi de binecuvântare și vreau să credem cu toții că Domnul, atunci când dă binecuvântarea peste un copilaș, o dă binecuvântarea peste toată biserica. Că el este bogat în îndurare și îi mulțumim pentru aceasta. Am fost binecuvântați să ascultăm cântări și să cântăm împreună, să lăudăm numele Domnului. Am citit pasajul acesta care se adresează părinților. Și știm că în numeri este acolo formula din Biblie după care uh, citim și rostim numele Domnului peste copilaș. Dar ne aducem aminte că și pe vremea Domnului Iisus Hristos, mamele au venit cu copilașii la Domnul Iisus, chiar dacă ucenicii au spus, nu are timpul. Învățătorul de așa ceva, Domnul Iisus a spus, lăsați copilașii să vină la mine. I-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Peste unii, unii și-a pus mâinile, pentru că erau mai mari. Lucrul acesta este de o importanță extraordinară, atunci când copilul s-a născut, a venit în familie, să-l aducem în casa Domnului și să-l închinăm Domnului. Copiii care sunt peste care a fost rostit numele Domnului și, și a, au stat sub binecuvântarea Domnului. Binecuvântarea aceasta rămâne peste copil atâta vreme cât el alege să rămână sub binecuvântare. Și este de datoria noastră ca părinți și ca bunici să îi învățăm pe copii și să îi ajutăm să rămână credincioși Domnului. Despre numele pe care îl are copilașul adus la binecuvântare, Samson, găsim că este în familia lui Manoah, Numele mamei nu este specificat în Biblie, dar spune aici că nu aveau copii, și un înger al Domnului a venit și a stat de vorbă cu această femeie care nu avea copii. Și printre cuvintele care le-a spus solul Domnului a fost căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui, și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Asta a fost promisiunea lui Dumnezeu pentru Samson. Și dorim ca acest copilaj cu numele Samson să-l folosească Dumnezeu. Pentru izbăvirea altora din, din păcat și din fără de lege. Manoah a, a făcut Domnului o rugăciune în care a spus: Doamne, te rog să mai vină odată la noi, omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis, și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah. Este foarte important cum s-a rugat Manoah. Să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Este foarte important pentru fiecare părinți să știm ce trebuie să facem pentru copiii noștri. Și mă rog ca Domnul să ne ajute tot ceea ce ne stă nouă în putință să facem pentru copiii noștri. Și potrivit cu pasajul care l-am citit, Aș vrea să am câteva sfaturi, câteva îndemnuri și pentru familia tânără care își aduc întâiul lor născut la binecuvântare, dar și pentru cei care sunt părinți mai de mult. pentru că este foarte important. Ce să le dăruim copiilor noștri? Este o, o întrebare. Ce să le dăruim copiilor noștri? Sigur ca buni părinți ne gândim la cele mai speciale lucruri, cele mai și lucruri chiar pământești, dar aș vrea aici să arăt câteva lucruri care trebuie să aibă prioritate. Multe lucruri suntem gata să le dăruim. Dar în primul rând, noi trebuie să le dăruim copiilor noștri și să-i învățăm pe copiii noștri despre o concepție corectă despre Dumnezeu. Aici așa am citit, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Dacă noi, ca și credincioși, ca și oameni al lui Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu, atunci putem să le arătăm o atitudine corectă despre Dumnezeu. Dacă nu-L cunoaștem, copiii nu vor ști mai mult decât știm noi. Și nu vor aplica mai mult decât am aplicat noi ca părinți. Și de asta este foarte important să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu nu cu jumătăți de măsură. Apoi, poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, cu alte cuvinte, nu numai să le știi, să le aplici în, în trăirea de fiecare zi și să întipărești din în mintea copiilor tăi, să vorbești de, de ele când vei fi acasă, când vei, fi ple, ple, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Cu alte cuvinte, să nu uiți lucrurile acestea. Am întâlnit un, tot așa o familie tânără și uh, tatăl și el uh, lucra, era, avea servici, dar când venea acasă era bebeluș și a luat Biblia și îi citea și în câteva luni de zile i-a citit toți psalmii. Și am zis noi, dar ce rost are, că și așa. Să știți că în mintea copilului se registrează lucrul acesta. Și vom, vom face exact ceea ce are nevoie, nevoie copilul, Să punem în, în mintea lui și în sufletul lui Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă el încă nu este nici măcar la, la vârsta ca să vorbească. Dar este foarte important ce concepție. Punem noi în mintea și în sufletul copilului. Vă duceți aminte de mama lui Moise? Moise era rânduit să, după legea dată de faraon, să moară. Dar Dumnezeu din cer a făcut ca acest copil, pentru că Dumnezeu l a hotărât, a avut un plan special cu el, să-l crească în casa, în, în, în curtea lui, pe, pe cheltuiala lui pentru slava Lui Dumnezeu și acest copil n-a uitat ce i-a spus mama. Aveam un, un șef la fabrică și el, el toți spuneau că este foarte rău, Da, el mergea la biserică și mi-a spus, mi spus într-o împrejurare, și eu fac rugăciunile în fiecare dimineață așa cum m-a învățat măicuța, așa mi a plăcut lucrul acesta este foarte important concepția corectă despre Dumnezeu care este? Dumnezeu este veșnic Dumnezeu este unic e așa de important să știm că nu mai este alt Dumnezeu unii vorbesc despre despre un Dumnezeu ca și cum ar fi nu știu câți Dumnezei ar mai fi și alții este, Dumnezeu acesta este veșnic, din Amin. veșnicii în veșnicii. Tu ești Dumnezeu, din Amin. veșnicia trecută în veșnicia viitoare, Tu ești Dumnezeu. Amin. Ești veșnic, ești unic. Apoi, atotputernic. Este suveran, El face tot ce vrea în cer și pe pământ. Nu trebuie să, să dea socoteală nimănui, pentru că El este suveran. Apoi, Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este drept și el nu greșește niciodată. Sunt lucruri pe care trebuie să le întipărim în mintea copiilor noștri și în sufletele noastre. Că și noi poate am avut situații în, în viața noastră, trecând prin diferite circunstanțe, să întrebăm, Doamne, unde ești? Nu vezi cu problemele cu care. Ba da! cu care mă confrunt, ba da, vede. Dar, unde era Dumnezeu când Hristos era pe cruce? Tot acolo, tot acolo. Este foarte important lucrul acesta. Dumnezeu este iubitor, ne-a iubit, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și-a deschis inima de tată și a dat ce-a avut mai scump în ceruri, pe unicul lui fiu, pentru ca Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și și-a dovedit iubirea și dragostea. Venind Hristos în lume și vorbind cu oamenii, că noi numai așa puteam să-l înțelegem pe Dumnezeu. Hristos a făcut om ca să poată comunica cu noi. Și îi mulțumim pentru faptul că El este iubitor. Și încă un lucru, Dumnezeu este plin de dragoste. Slăvit să fie numele Domnului. Deci, o concepție corectă despre Dumnezeu. Aceasta este de, de cea mai mare necesitate pentru, pentru, părinți și pentru copii. Apoi, un al doilea lucru care trebuie să îl dăruim copiilor noștri, Principii corecte despre oameni. Principii corecte despre oameni. Oamenii sunt valoroși. Știți de ce? Pentru că sunt creați de Dumnezeu. De asta sunt. Sunt. Toți suntem creați de Dumnezeu. Și pentru asta suntem valoroși. Și o, primul principiu corect despre oameni este că oamenii trebuie iubiți. Noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Chiar Domnul Iisus Hristos a spus, vă dau o poruncă nouă. Care? Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Bineînțeles, Domnul Iisus a referit aici la ucenici, dar este valabil pentru absolut toți. Și Lucrul acesta se, se poate explica în, în două cuvinte. Dăruind primești. Sunt unii oameni care, care au, au gânduri egoiste. Vreau să mă căsătoresc ca să, ca să fiu fericit sau fericită. Dar gândul corect este vreau să uh, mă căsătoresc ca să fac fericit pe cineva lângă mine sau să fac fericită pe cineva lângă mine și dăruind dragoste, dăruind uh, ceea ce așteaptă aproapele așa Primim. Deci oamenii trebuie iubiți. În al doilea rând, oamenii trebuie respectați. Dacă ne respectăm unii pe alții, este lucru de care avem nevoie și așa poate să funcționeze o familie. Respectându-ne unii pe alții, așa uh, poate să funcționeze o societate și Lucrurile acestea trebuie să le întipărim în mintea și în sufletul copilului nostru. Apoi, oamenii trebuie ajutați. De ce oare trebuie să-i să respectăm pe oameni? Spuneam la început că toți oamenii sunt creați de Dumnezeu. Fiecare purtăm amprenta degetului lui Dumnezeu. Și... Mi-a plăcut un exemplu pe care îl spunea cineva despre un bătrânel care mergea în Anglia, undeva unde în o cărare care nu era asfaltată. Și acolo era chiar și ploase și noroi și a văzut acolo o monedă care era cea mai mică monedă, avea cea mai mică valoare. Și bătrânelul s-a plecat și-a luat-o de acolo și o ștergea cu un șervețel. Și cineva. Păi, ce face omul? Aia nu are nicio valoare. Și a spus. Are valoare pentru că pe moneda aceasta este echipul reginei. Nu are valoare că e uh, cea mai mică valoare uh, financiară, dar are valoare pentru altceva. Și la fel. Și noi avem valoare pentru că este amprenta degetului lui Dumnezeu. Noi am venit în lume nu că părinții au avut un accident cu asta. Nu ne-au vrut și noi am venit. Noi am venit în lume pentru că Dumnezeu a hotărât să fim aici. O atitudine corectă în orice situație. Trecem prin multe situații în, în lumea aceasta, în, vre, în, în timpul trăirii noastre. O atitudine corectă față de succes. Și aici ne putem gândi la Iov. Iov care a fost un om foarte bogat. Dar. Și Avram, și atâția oameni au fost foarte bogați. Dar atunci când un om este bogat și întinde mâna și la altul, nu. Am întâlnit pe cineva care a spus, ce, Dumnezeu meu, eu am făcut, eu am lucrat, de-aia am că. Și am spus, da, dar dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat sănătate. Dacă Dumnezeu nu, nu ți-ar fi dat jobul ăla, tot așa ai, ai fi avut. Nu, că eu mă descurc. Eu. Asta nu este o atitudine corectă față de succes. Apoi, o atitudine corectă față de faliment. Că oricând bogăția asta poate de pe pământ să fie suflată și să nu mai avem. Dar vă aduceți aminte de Iov când a pierdut tot. Ce a spus? Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Mărița. Și Iov a fost omul acela care a scris în Biblie chiar și un lucru uimitor. Atunci când fulgeră și tună puternic, spune Iov că el dă de știre printr-un bubuit că e de față și până și turmele îi, îi simt prezența. În modul acesta trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și cum ne raportăm atunci când falimentăm, facem depresie, ne supărăm pe Dumnezeu, nu mai mergem la biserică. Nu trebuie să fie așa. Deci trebuie să fim calculați și să mergem înainte că Domnul i-a dat lui Iov, dublă binecuvântare față de ce a avut înainte. Asta este Dumnezeu. slăvit să fie numele. Și apoi, încă o atitudine corectă față de muncă. Încă de mici, copii trebuie să, pe măsura ce cresc ei, trebuie să știe că au de făcut ceva și să îi obișnuim să muncească. Sunt Oameni care au ajuns în, de, de la care societatea și familia se așteaptă ca să nu, da, îmi vine în minte acum ceva că cineva spunea, aș vrea să mă apuc să, să fac ceva, chiar dacă nu reușesc decât să nu fac nimic ca și chiar să reușesc. Deci, este o atitudine corectă, trebuie să muncim, că Biblia spune și dacă chiar am aplicat Biblia, cine nu lucrează nici să nu mănânce. Este foarte important să pe măsura vârstei a, 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 a trăirii noastre să. Aplicăm principiile corecte ale lui Dumnezeu. Și apoi, un ultim gând cu care vreau să mă apropiu de încheiere. Păstrarea valorii Sfinte în familie. Păstrarea valorii Sfinte în familie. Numele familiei trebuie respectat. În cartea proverbelor capitolul 22 cu versetul 1 spune un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Adică să ai un nume bun face mai mult decât să fii bogat. Da. Și un, un numele familiei trebuie respectat, a nu face uh, un nume rău familiei, a nu face rușine familiei, A nu face rușine bisericii și a nu face rușine a, lui Dumnezeu, că oamenii, dacă ne văd pe ce, uite, pocăi tu. Păi, ce e ăsta. Dar este foarte important să, să păstrăm valorile acestea sfinte, un nume bun. Apoi, în al doilea rând, membrii familiei trebuie ajutați, să ne ajutăm unii pe alții și un exemplu care sunt acolo la Turda, între mine și vecinii avem un, gard din plasă de sârmă și vecinii aveau nepoții la Cluj și i-au adus la bunici acolo și un băiețelul mai mare avea vreo șase anișori, iar cel mai mic de trei ani, Ăla mai mic se juca în lada cu nisip acolo și era foarte concentrat acolo. Celălalt s-a urcat într-un prun și era cu, cu ceva adidas care erau desfăcut Și au căzut un, adidaș adidas din, din, picior. Și cum călca acolo, îl înțepa și spunea, Alex, vrei să mă ajut să vii? Și să se juca acolo, nici nici poveste. Plângea acolo, eu nu puteam că era gardul prea înalt să fug să-l ajut. Și următorul lucru, Alex, te rog să fii un frate bun pentru mine, vino și ajută-mă. Și nu s a dovedit să fie un frate bun, că el și -o, o mai plâns un pic, o călcat, l-o înțepat și s-o coborâ de acolo. Dar este așa de important să membrii familiei, și nu numai, pe oricine, pe oricine. Să ne ajutăm. Și un lucru de care, pe care trebuie să învățăm pe copii, casa trebuie îngrijită. Știți deci că uneori copiii prăște tot, soțul și mama trebuie numai atât să adune după. Fiecare cu ce lucrează, cu ce se joacă, să îngrijim casa. Și Cartea Proverbelor, capitolul 17, versetul 6, spune Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Dacă ne-am făcut bine datoria, atunci nepoții noștri sunt cununa părinților. Adică noi i-am învățat pe copiii noștri și ei i-au învățat pe copiilor și este un lucru foarte important. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze acest copilaș, să lasă binecuvântarea lui peste copil, peste părinți, să lasă binecuvântarea lui peste toți care sunteți părinți aici și peste toți care suntem bunici aici. De fapt, sunt și părinți aici, că Adi... Da. Mă rog ca Dumnezeu să Întipărească lucrurile acestea în mintea noastră, în sufletul nostru, și să nu uităm că avem o datorie. Asta este o datorie: ca să-i creștem pe copii în frica și în teamă față de Dumnezeu. Domnul, să ne ajute pe toți până la capăt. Să nu uităm de binecuvântarea pe care a dat-o Dumnezeu și. Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Toți copiii care se nasc, așa se nasc, că pe parcurs diavolul caută să schimbe asta, e altă treabă. Dar Dumnezeu și ce a făcut El a făcut bine și corect. Și îi mulțumim pentru aceasta. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Dumnezeu, frate.